Primul magazin social Merișor de format nou din cadrul proiectului inițiat de Ilan Șor a fost deschis în sectorul Ciocana din Chișinău pe strada Mircea cel Bătrân 7. Motoul magazinului este accesibil, calitativ și ieftin. Magazinul Merișor este un ajutor activ din partea partidului Șor al lui Ilan Șor pentru fiecare familie, pentru că atunci când veniți la magazinul Merișor, veți economisi circa 200-300 de lei pe săptămână. Cumpărătorii s-au liniat la ușa magazinului renovat. Oamenii se bucură că a apărut posibilitatea să procure alături de casă produse alimentare calitative la un preț accesibil. Așteptam de mult timp acest magazin. Aici aproape e bine devenit. Noi, ca oameni social vulnerabili, pensionari, așteptam de foarte mult timp acest magazin. Este foarte comod. Am venit, m-am uitat, am ales, am cumpărat. În magazinul social de la Ciocana nu este obișnuită tejghea, totul este amenajat ca în supermarket cu acces direct la produse, dar cel mai important rămâne neschimbat, prețuri mult mai mici comparativ cu alte puncte de comerț. Prin ce se deosebește acest magazin? El a fost modernizat complet, a fost realizată o reparație calitativă, a fost instalată tehnică modernă și, paralel, încercăm să păstrăm formatul de magazine sociale. Prețurile rămân la același nivel. Proiectul magazinelor sociale a fost lansat în 2015 la inițiativa lui Ilan Șor, pe când era primar de Orhei. Ilan Șor a reiterat că, având în vedere situația din Republica Moldova, proiectul magazinelor sociale este mai relevant ca niciodată și, prin urmare, implementarea acestuia va continua. Oricât de mult am fi împiedicați, oricât de mult am fi atacați, noi vom dezvolta proiectele sociale pentru oameni, pentru că ne pasă de oameni, facem tot ce putem pentru oameni, vrem ca oamenii să se simtă bine. În acest an este planificată deschiderea a încă aproximativ 15 magazine în toată țara, iar la anul se preconizează inaugurarea a încă 25 de unități. Proiectul prevede creșterea numărului de magazine sociale la 200 de unități.